Noi, domnul Consiliu Local, stați de stația Crește, suntem în fața unui proiect foarte important la nivelul Dezului, pentru zona de agrement, Parcul Balnear Toro. Cum vă spuneam, am primit o sumă importantă de la Gubea și am alocat suma de 11 miliarde de lei în EITEC, iar 9 miliarde de lei pentru acest an și pentru anul viitor suma de 22 de miliarde de lei, sumă care în urma licitației cred că va scădea foarte mult. Spun că era necesar acest proiect pentru că în urmă cu 5 ani de zile am finalizat investiția pe zona de agrement Toroc și în acest an s-au împlinit cei 5 ani de zile încât noi de acum încolo putem face investiții la tot ce a fost și ca structură investițională inițială. În acest sens, sigur că ne-am uitat și în stânga și în dreapta, nu putem sta indiferent ce se întâmplă la Figa, ce se întâmplă la Cojocna. Cojocna, sincer, este spatele nostru, dar Figa este mult mai sus. Iau și 14 hectare de teren, noi avem 3 hectare jumate. Au făcut investiții din fondul proprii, noi l-am făcut, pentru că am avut o situație nu ușoară și am crezut că prima dată trebuie să investim în infrastructură, drumuri, alimentare cu apă și energie și în același timp învățământ, sănătate, dar nu putem lăsa deoparte tot ce înseamnă zona de agrement din deci. De ce? Pe acest consideran și pe consideratul că tot ce înseamnă programe POR din anul 2015, 2016, 2017 vor fi depunctați cei care nu au zonă de agrement acceptată la nivel de minister și vor fi punctați suplimentar cei care au zonă de agrement, zonă turistică în localitatea lor. Iată, suntem în situația în care noi am făcut adresă spre minister în acest sens și dorim ca acest proiect să meargă complementar la adresa noastră, la ce avem acum, pentru că ne influențează pe noi în tot ce înseamnă viitoarele proiecte la nivel local, dar influențează chiar și sistemul privat. Din sistemul privat am aceste informații și atunci ar fi păcat ca să nu demarăm acest proiect. Sigur că și am așteptat foarte mult să demarăm proiect tot pe fonduri europene, dar dacă se vor cere ghidurile, se vor da ghidurile în această toamnă, proiectul trebuie depus în vara următoare, va dura cel puțin 3-4 ani de zile până noi vom reuși un proiect pe fonduri europene aici, în la de agrementul lor. Pe acest considerent am venit cu această propunere în fața dumneavoastră și cu propunerea numărul 2, o să vedeți într-o rectificare de suprafață, în zonă, extinderea și parcelarea de 10 hectare de teren pentru primăria municipiului. Deci urmează să extindem zona de agrement de la Toroc până la bățile sărate de jos de pe Sărata, cu tot ce înseamnă o mare investiție în studiu într-un an de zile pe fonduri europene. Deci în ce constă această investiție propusă în fața dumneavoastră? Am discutat cu proiectatul Bum și Munteanu, cei care de fapt au proiectat inițial și Figa și zona noastră de agrement pe fonduri europene și Cojocna. În primul și în primul rând vrem să amenajăm zona de topogane și un bazin de descărcare de aproximativ 120 de metri pătrați, lățimea de 20 de metri, lungimea de 20 de metri pătrați și lățimea de 9 metri pătrați. La fel, un bazin pentru adulți de 700 de metri pătrați cu lungime de 32 de metri pătrați, lățimea aproximativ 21 de metri pătrați. Sigur că arhitectul a gândit aici, au investit o zonă... Smeti, domnul primar, 32 de metri liniari, da, 32 de metri liniari, aproximativ 700 de metri pătrați. O să avem și schița imediat ca și suprafață, mă rog să, imediat după ce vă prezint situația în imaginile actuale și, pe urmă, trecem direct la cifre. O zonă pentru, un bazin pentru copii de aproximativ 11,5 metri liniari ca diametru, pe urmă, un lac cu apă sărată cu o lungime de aproximativ 16 metri și lățimea de 4 metri. Total, luciul de apă este de 1100 de metri pătrați, față de 200 de metri pătrați. Pe lângă această extindere de asigurare apă dulce prin cele patru bazine, dorim să extindem plaja în zona unde avem cele două terenuri de tartan, terenuri de volei și terenuri de mini-fotbal. Facem acest lucru pentru că nu avem altă soluție de a extinde plaja în zonă, fiind foarte aproape de această zonă cu bazine. O să dăm într-o cadru. Aici sunt dimensiunile la bazine. Deci ce vă spuneam eu, de 32 de metri liniar bazinul mare, de aproximativ 21 de metri
bazinul care descarcă din Topogane, lacul Sărat la fel și 11,5 metri pătrați, respectiv aproape 100 de metri pătrați pentru copii. Adâncimile sunt diferite, la copii avem de la 0,40 la 0,55, la descărcare de la Topogane 1,20, pentru adulți 1,5, iar aici 1 metru pentru lacul Sărat și amenajarea bazinului Sărat. Aș dori să spun că pe lângă această zonă de extindere apă dulce, dorim să extindem plaja cu aproximativ 1700 de metri pătrați. Este în zona unde sunt cele două terenuri de tartan, unde n-au fost folosite mult și dorim să extindem cu aproximativ 300 de locuri cu tot ce înseamnă amenajarea cu nisip, cu borduri, pentru a fi o zonă de agrement, așa cum ne-o dorim cu toți. M-am oprit aici pentru că inițial am dorit să facem și 10 căsuțe, dar prețul fiind mai mare, doresc această lucrare să fie o etapă a doua, unde dacă ne primim bani de la guvern să facem această distribuție bugetară pentru a rezolva și partea de cazare. Azi o să vedeți prima investiție făcută cu cele 6 camere și spațiul de primire la zona de agrementului. Necesară și aia pentru că sunt mulți străini care vin în zona de agrement și ne-au cerut locul de cazare. Iată de ce doresc acest proiect să fie implementat, sigur, într-un timp relativ foarte, foarte scurt, pentru că am nevoie, acesta este SF-ul în fața dumneavoastră, am nevoie de PT-ul de proiectul tehnic, am nevoie de caietul de sarcini, am nevoie de o perioadă de licitație, în așa fel încât până în decembrie eu să pot face achiziție Topogane, lucrarea de ansamblu, escavare și ce trebuie făcut, încât la anul viitor, când se deschide sezonul estival, să putem avea această zonă, așa cum o vedeți dumneavoastră, amenajată și să ne mândrim cu această zonă, pentru că mai mare reclamă decât o zonă de agrement nu ne face nimic. Prezentarea dumneavoastră a fost elocventă. Am avut, de altfel, nu este niciun secret, o discuție și înainte de ședință în cadrul comisiei. Și așa cum v-am spus și atunci, îmi fac datoria față de cetățeni să nu exprim și în mod public. Această investiție este într-adevăr una binevenită. Este necesară chiar pentru orașul nostru și va reprezenta cu siguranță un pas înainte. Dar părerea mea și a colegilor cu care am mai discutat este că, lăsând la o parte aspectele emoționale și cele care implică mai mult dorința noastră razătoare de a avea un loc de agrement mai bun decât ce avem în acest moment, rămân la părerea că poate, dat fiind și cifrele care sunt angrenate în această investiție, poate ar trebui să abordăm problematica într-un mod un pic mai profesionist. Și ce, la ce mă refer când spun acest lucru? Aduceți-vă aminte că această investiție, atunci când s-a implementat ea, a avut ca valoare o cifră cam de 2 milioane de euro. În jur de 2 milioane de euro, nu am datele exacte, dar din ce mă aduc aminte, undeva acolo s-a cifrat această sumă. Faceți un mic exercițiu de imaginație și vedeți ce avem în la această dată pentru acei bani. Astăzi propunem extinderea și modernizarea acestei baze de agrement într-o sumă citată la jumătate din investiția inițială. Lăsând la o parte faptul că distrugem o parte din investiția inițială prin renunțarea la cele două terenuri care, într-adevăr, sunt puțin utilizate și degradate în acest moment, dar aspectul legat de starea de degradare a bazinelor și a obiectivul în sine, l-am mai discutat cu toți aici, nu o să-l aduc în discuție, din nou. Vreau să vă spun însă că ar fi binevenit, în concluzia celor spuse de mine, să organizăm un concurs de soluții pe partea arhitectonică. Poate că niște oameni specializați, care au în spate experiență, niște arhitecți, care au mult mai multă aplicație decât cei care, pe care i-am utilizat și utilizăm noi în mod uzual, a venit cu soluții noi, pentru că
Nu am nimic împotrivă, să nu mă înțeleg greșit, nu am nimic împotriva celor care au făcut acest proiect. Este un proiect reușit, este un proiect frumos. Îi felicit pe această cale. Dar poate că ar fi cazul să ne deschidem, să avem și noi un picuț de amplitudine, măcar națională, dacă nu europeană, domnul primar, suntem în 2015. Haideți să încercăm să privim un pic în viitor. Să vedem dacă orașul ăsta, așa cum spuneți și bine spunea și dumneavoastră, dorește să facă un salt calitativ superior. Asta nu se poate face doar cu resursa umană locală, cu tot respectul. Pentru tot ceea ce înseamnă valoare în acest oraș, și eu sunt deja, dar atunci când faci un lucru pentru comunitatea ta, în primul rând îl faci cu inima. Vă trag atenția un pic că noi, în fiecare la început de an, aprobăm o listă de investiții la care ar trebui să ne gândim, într-adevăr, ce trebuie să facem anul respectiv și la ce folosim banii din anul respectiv. Faptul că noi avem acum o sumă alocată de 10 miliarde, 11 miliarde, pe care vrem să o alocăm la Toroc sau, mă rog, în altă parte, e foarte bine, pentru că vă ajută, părerea mea este, la foarte multe proiecte, lucrări în continuare, care, dacă vă uitați în lista de investiții, noi le-am bugetat sau ne-am prevăzut cu sume ridicol de mici. Deci, lucrul acesta este foarte bun. Proiectul despre care, pe care îl aduceți în discuție este un proiect, să vă gândiți, totuși, de 43 de miliarde, dintre care în trimestru 4, să nu spuneți anul 2015, că suntem în trimestru 4. Deci vreți să-l terminăm într-un an și un trimestru. Deci, mi se pare totuși o sumă foarte mare pe spatele comunității de jene, acum, în luna septembrie. Deci, vă referiți la o sumă de 20 de miliarde jumate pe care doriți să-i depunem, bine, mă rog, 11 miliarde ați primit, pe care doriți să-i alocați pentru ce? Proiectul nu-i gata. Va mai dura 3-4 luni aprobări, nu știu ce, să duce trimestrul 4 și n-ați finalizat proiectul. 20 de miliarde vor fi o sumă care unde se duce dacă părerea mea este că în două luni nu terminat proiectul. Deci mi se pare un pic cam grăbită treaba. Mai ales că părerea mea este că un proiect de asemenea învergură ar trebui să aibă o dezbatere publică, eventual ar trebui, dacă doriți, eventual ar trebui să fie trecută într-o listă de investiții și dacă vă uitați în listă de investiții aveți niște lucrări în continuare și lucrări de investiții care nu sunt așa de mari, precum acest proiect. Acest proiect e cel mai mare din anul 2015.